Crășunilor, proprietate privată a Râului Comunei Gura Băiei, conform ordonanță 34 din 2013, inițiator primar Tinei Silvie, orașul Orsiu, Otinie. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Gura Băiei, a unui curier situat în satul Gura Băiei, strada principală a Comuna Gura Băiei, județul Bacău, inițiator Tinei Silvie. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea hotărârii numărul 140 din 21 decembrie 2022, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor taxe locale, care constituie surse de venit ale bugetului local al Comunei Gura Băiei pentru anul 2023, inițiator primar Tinei Silviu. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz și servitute cu timpul gratuit pentru suprafața de 151 de metri pătrați, din terenul proprietate publică al terenului Gura Băiei, al Comunei Gura Băiei, în favoarea SC 40 Pauier SRD pentru terenul identificat cu cadastrul 6062068, inițiator Tinei Silviu. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii numărul 14 din 03 februarie 2023 privind utilizarea excedentului bugetului local al Comunei Gura Băiei, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022, inițiator primar Silviu Tinei. Proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârii Consiliului Local Gura Băiei numărul 99 din 5-10-2022 cu privire la modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Gura Băiei numărul 60 din 2019 privind aprobarea locatorului statal al Comunei Gura Băiei în subacor, inițiator primar Tinei Silviu. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venit și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și obiective de dezvoltare al Comunei Gura Băiei la 31-12-2022, inițiator primar Tinei Silviu. Proiect de hotărâre privind aprobarea și prelungirea actului prin act adițional al contractului de concesiune numărul 1 din 030196, inițiator primar Tinei Silviu. Proiect de hotărâre privind însușirea contractului de prestări servicii numărul 3349 din 8-3-2023 pentru evenimentul inculpat eroul din tine, inițiator primar Silviu Tinei. Proiect de hotărâre privind însușirea contractului pentru acordarea de servicii sociale numărul 94 din 2402-2023, inițiator primar Silviu Tinei. 11 interpretări pe chestii diverse. Cine este de acord cu ordinea de zi? Împotriva? Proiectul numărul 8. Ordinea de zi se completează cu următoarele trei proiecte. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unor imobile, terenul plus construcție, situat în italianul satului Gura Băiei, scara CAP, Comuna Gura Băiei, județul Bacău, inițiator primar Silviu Tinei. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale ale elementelor din natura activilor, datoriilor și capitalelor pentru proprie aflate în patrimoniu Comuna Gura Băiei la data 31-12-2022, inițiator primar Silviu Tinei. Și proiect de hotărâre privind aprobarea primirii dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra unei imobilii aflat în domeniul privat al Orașului pentru înființarea unei stații de captare, tratare, pompare, în cazul proiectului integrat pentru înființarea rețelei de canalizare a apei menajere și modernizarea rețelei de apă potabilă în Comuna Gura Băiei, județul Bacău, finanțat prin programul Anghia Salini, inițiator primar Silviu Tinei. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Mulțumesc. Domnul președinte, înainte de a intra în ordinea de zi, așa cum a fost prezentat, o să vă fac două propuneri. Una, în baza articolului 136 din codul administrativ, retrag proiectul de hotărâre numărul 8 de pe ordinea de zi principală. Cine este pentru? Nu, nu neapărat să aprobă seala cunoștință. Și vă propun începerea ordinii de zi cu proiectele care se găsesc pe dispoziția numărul 122, respectiv cu suplimentarea ordinii de zi, să încep. Înainte de a începe, supun la vot procesul de verbale din 3-2-2023, procesul de verbale din 27-2-2023,
2014-2023. Cine este pentru? Potrivit. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unor imobile de renul plus construcții, situate în terenul de clavilanul satului Gura 2, CAPES, în satului Comunul Silviu Tineri. Doamne, cu domnul. Mulțumesc, bine ați venit la ședința ordinară din luna martie. Așa cum am discutat în ședințele anterioare, respectiv ședința din 27 februarie 2023, din acordul Consiliului Local s-a derulat procedura de evaluare, respectiv negociere cu proprietarul terenului și imobilor cunoscute sub numele de hală metalică și fânării, situate în incinta fostului CAP al Comunii Gura 2, fapt pentru care astăzi vă prezint proiectul de hotărâri privind aprobarea cumpărării lor și trecerea lor în domeniul public al UAT Comuna Gura 2. Astăzi s-a derulat și procedura de negociere cu cumpărătorul, la ora 10 s-a întâlnit comisia, convocată prin dispoziția primarului. Așa cum puteți vedea la materialul de ședință, aveți procesul verbal de negociere. O să vă pun suma finală la care s-a ajuns. Este undeva la 121.400, se regăsește în procesul verbal de negocieri. Pentru ambele loturi cumulat, aveți, v-am trimis pe grupul de WhatsApp și rapoartele de evaluare, atât și pe mail, sunt destul de stufoase să le pun la material de ședință și ar fi ocupat o grămadă de pagini. Suntem sub rapoartele de evaluare, cu vreo 800 de lei. Așa că oportunitatea cumpărării acestor imobili, terenul plus construcții, vă revine prin pronunțarea asupra proiectului de hotărâre în formă prezentă. Scrie cineva la cuvânt? Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventariere generale elementelor de natură activilor, datorilor și capitalelor totul făcate în patrimoniul Comunii Gura 2, datată 31.12.2022, domnul primar. Așa cum prevede legea contabilității, codul administrativ, în fiecare an avem obligația evaluării patrimoniului pe total, în genere, așa cum este, cum se regăsește el la data de 31.12 a fiecărui an. S-a încheiat procedura de evaluare. Dosarul e mult mai stufos, poate fi studiat de către fiecare consilier local, la domnul contabil, cât urmează a fi publicat și pe internet. Noi v-am pus sinteza la materialul de ședință. Este și o măsură trasată de Curtea de Conturi, pe care o respectăm și ne asumăm astăzi pentru a închide raportul de urmărire a deciziei numărul 11 din anul trecut. Da. Să scrieți cineva la cuvânt? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea primirii drepturilor de superficie cu titlu gratuit asupra unui imobil teren aflat în domeniul privat al UAT Onești, în înființarea unei stații de captare, tratare, pompare în cadrul proiectului integrat pentru înființarea rețelei de canalizare, ape menajere și modernizarea rețelei de apă potabilă în comuna Gura 2. Domnul primar. Ca să ne propun un hârtic, atunci când eu îți cer ceva și tu îmi dai, mai ai nevoie de o hotărâre din Consiliul Local ca să poți semna la notar contract de superficie. Fără această hotărâre nu poți semna contract în formă autentică, dacă cumva Consiliul Local nu e de acord cu donația în sine, cu superficie. Hârtic. Scrie la cuvânt. Spun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Domnul general scrie. Cam bucuros că e fie la tine. Mai nebun. Vrei să mâini tu? Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind atribuirea directă a contractului de închiriere a pășunilor cu grade privată a Comunei Gura 2, conform ordonanței 34/2013. Ordonanța de scandal. Hai, 13. Nu, no, nu, no, nu. No.
Știu. El zumea stradă? La... Nu, știu eu de ce spun asta. Începem să dezlușim, mă rog, ceea ce a făcut fosta administrație în materie de Pășun și încercăm să, încercăm să le concesionăm oamenilor care au nevoie de ele. Sunt vreo 6 care sunt solicitate la concesiune. Am stabilit un regulament de atribuire. Deocamdată este doar un regulament. Înseamnă că și derulăm procedura, pentru că mai urmează câteva hotărâri de consiliu în sensul ăsta. Deocamdată acesta e regulamentul. Din esența lui, el e vast și respectă mare parte prevederile legale, fac în totalitate prevederile legale. Am stabilit așa două chestii de la bun început. Cei care vor închiria să fie terasa Comunului Bravei. Deci au prioritate. Așa. Și să fie pe efectiv de animale înscris de ceva timp în registru agricol, nu înscris o săptămână înainte ca să vină să prenegoșeze. Dar... M-am adresat direct fermierilor din Comuna Bravei, așa că cât mai sunt ei. Hotărârea privind redevența pentru Pășuni, o să o stabilim la o dată ulterioară. Regulamentul, depunerea, totul va fi aprobat, fiecare cerere de atribuire directă va fi aprobată prin Consiliul Local, în parte. Deci, dacă sunt 6 cereri de atribuire directe, se derulează procedura, în următoarea ședință venim cu hotărâri privind aprobarea contractului de concesiune. Între timp, vom realiza și aranjamentul pastoral impus, după ce reușim să ne apropiem de acea decizie a Comisiei Județenii hectarele pe care noi le avem real. Deocamdată este pasul premergător pentru a putea oferi crescătorilor de animale contracte de închiriere până la data de 15 mai când se depun contracte la AFIA. Este primul pas. Regulamentul. Cred că l-a studiat. Nu e nici complicat, nu e nici discriminator, ca să spun așa. Se adresează strict cetățenilor din Comuna Bravei. Câte hectare de pășuni avea rămas? Foarte multe sau... Sunt undeva la 300 de hectare, spune, din la momentul ăla. 300 ceva? Da. Tot ce înseamnă rotunda, tot ce înseamnă sărboaia... Din 600. Din 507, de fapt. Legal. Cam 600 erau trecut de hârtie, dar erau mei. 630 erau trecut de hârtie. Le-i dăduse drojele. Le-a călcat pe toate, de asta îți călcat cu 600. Le-a călcat, acord. Dar ele nu figurează niciun act administrativ recunoscut de lege. 510 atât avea. Deci noi avem legal, undeva la 500, 500 până 10. 510. Da. Legal, cu act de proprietate. Restul sunt povești nemuritoare. Fără număr cadastral, fără intabulare, fără nimic. Noi le-am fi găsit. Dar unde le-am găsit, nu poate să ne spună nimeni. Care zice domnul primar? Ia spuneți unde ați găsit. N-are rost. Hai să trebuie. În televiziune de asta? Ce rost are să mai... și așa. Dar mai aducem aminte. Mai zic, băi, de vorbă în Facebook și vede ședința asta. Care a uitat? Scrie cineva la cont? Spun la vor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Bravei, al unui teren situat în satul Bravei, strada principală, Comuna Bravei, județul Bacău. Domnul primar. Mulțumesc. Așa de binevoitori sunt oamenii în Comuna Bravei să ajute pentru investițiile care se vor derula. Încât o trebuie... Satul Bravei, nu Comuna Bravei. Am spus corect. M-am exprimat corect, nu? A spus Comuna Bravei. A, satul Bravei. Atunci ce a spus eu? Încât a fost nevoit să apelez la inventarul comunii acela din atestat din HG 1391 și am găsit un teren la strada principală. La momentul actual se află între două locuințe, e vorba de Gaman și Olaru, unde este o fântână publică, dar acolo este terenul primăriei, figurează în domeniul public. Și nu mai dau bani pe niciun teren, cunosc un nimeni să-mi vândă. Și acolo o să mutăm stația de pompi pentru extinderea de rețea de apă, care este deja scoasă la licitație, cum a spus. Foarte bine. Unde e acolo? Între două locuri. Unde se închise acolo? E deocamdată închis, dar va fi deschis. Mă scrie la cuvânt? Spune la voi cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Proiect de hotărâre cu privire la modificarea hotărârii numărul 140 din 21 decembrie 2022 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și altor taxe locale care constituie surse de venit al bugetului local al Comunei Bravei.
pentru anul 2023. Domnul primar? Da, am avut un control de la Direcția Județeană a Evidenției Populației, care a stabilit faptul că avem în hotărârea privind taxele impozite o prevedere ilegală. Eu vă spun de acum început că nu sunt de acord cu ceea ce scriu doamnele de la Evidența Populației, pentru că dacă citiți atât hotărârea de Consiliul Local, cât și procesul verbal de control, vorbim de două lucruri total diferite. Eu nu taxez nici oficierea căsătoriei, nici faptul când fac treaba prevăzută de legi prin publicarea pe site și la ușa primării. Eu taxez ora și timpul la care ele se desfășoară. În sensul că, dacă nu ar fi existat o ordonanță de plafonare și de interzicere a plăților ore suplimentare, știți foarte bine că munțele, toată lumea vrea să le facă sâmbătă, duminica sau în zile libere. Eu aduc de acasă un om. Nu e cazul meu și joia. Eu aduc de acasă un om, da? Care vine 3-4 ore să pregătească documentele premergătoare. Da? Eu taxam faptul cum ar veni viciu, preferința omului de a se cununa sâmbătă, duminica sau în zilele lucrătoare sau lucrătoare. Paște, Crăciun, nu știu ce mai vine fiecare. Dar nu vreau să fac acum, mă apuc să contest în instanță, în procesul verbal, să fac eu teoria chibritului, nici nu mă îmbogățesc din 200 de lei, oricum nu îi plătește aproape nimeni, nici căsătorii prea multe nu mai sunt și facem așa un fel de pact comisoriu, ca să spun așa, și o lăsăm, las de la mine și revocăm acea prevedere. Când dacă în asta stătea bunul mers al județului, uite, o revoc. Ați crezut la cuvânt? Ce s-o soară acum, repede. Când vă trebuie, am fost așa bărit, când aveau urmări. Nu mai era mult. Să pun la văd, cine este pentru... Mă trebuie. Nota de aur, nota de accent. Acum să face nota de fier. Aia la aia e în Dobrimăria. Știi cum să face nota de fier? Nu? Că la nota de fier trebuie să ai peste 60 de ani de căsătorie. Dar cuplul trebuie să fie unul surd. Care nu s-a văd unul pe altul. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz și servitute cu titlul gratuit pentru suprafața de 151 de metri pătrați din terenul proprietate publică al Comunei Gurabăi, în contravare SC Borzești, Pau, SRL, pentru terenul identificat cu numărul cadastral 620068. Domnul primar, a venit timpul să dăm noi acceptul. E vorba de drumul comunal 112, care acum este în proprietatea publică a Comunii Gurabăi. Și a venit rândul să le dăm noi voie să traverseze. E vorba de cablurile de la, exact cum a spus dumneavoastră, cablurile de alimentare către stația de panouri fotovoltaice, să le dăm voie să treacă, să ne transiteze drumul pentru acordarea la stația electrică. Vă scrie la cuvânt? Spun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținerea nimeni. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii numărul 14 din 0 februarie 2023, privind utilizarea excedentului bugetului local al Comunei Gurabăi, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022. Domnul primar? Aveți proiectul de hotărâre așa cum l-am prezentat, dar după aprobarea hotărârii privind cumpărarea imobilului, o să amendez proiectul de hotărâre, domnul secretar. În sensul introducerii în lista de investiții din excedentul anului anterior și a sumei pentru achiziționarea imobililor pe care le-am discutat anterior. Alte cheltuieli, vorba de achitat 40.000 și ceva la ultima situație de plată numărul 6 la alimentare cu apă. Astăzi s-au făcut acordurile stațiilor de pompe la rețeaua principală de apă. Într-o săptămână, o săptămână jumate, începem probele de apă pe rețele. Pe rețelele de alimentare și distribuție. Deocamdată. Deci despre asta e vorba. Supuneți la vot amendamentul meu la proiect de hotărâre, după care proiect de hotărâre amendat. Puneți la vot amendamentul. Spune la vot amendamentul propus de domnul primar. Cine este pentru? Să pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind aprobarea hotărârii
Consiliul Local Gurabăi numărul 99 din 5-10-2022 privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Bloc Comunei Gurabăi numărul 60 din 2019 privind aprobarea nomenclatorului statal Comunei Gurabăi de sub acolo primar Rotunda. Eu v-am spus că multe lucruri de asta nu merg în țara. Ai două hotărâri identici, teoretic nu sunt identici, dar cu aceiași obiecte reglementare și e foarte complicat. Deci se înfrânează tot județul cu ei, o problemă de asta. Nu mai ne putem dezvolta, mă înțelegeți? Dar iar nu vreau să fac lecții juridice cu instituția prefectului data asta și îmi fac eu mea culpa și băiat bun și abrog acea hotărâre. Sau vă propun spre abrogare. Deși, ca și efect în juridice, nu le. Scrie cineva la cuvânt? Supune la vot hotărârea. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul secretar? Așa a scris greu, mai vorbim și mai mult. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli de secțiunea de funcționare și respectare și respectiv de dezvoltare al Comunei Gurabăi. Domnul primar? Conform articolul 57 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, ordonatorul de credit are obligația prezentării situației contului de execuție a bugetului local anterior, anului anterior până luna martie. Eu am fost mai harnic, domnul contabil a fost mai harnic. Și v-a prezentat contul de execuție așa cum l-ați regăsit la proiectul de hotărâre. Înscrieri la cuvânt? Spunem la voi cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Numărul de proiect? 8 l-am retras. Deci, proiect numărul 8 s-a retras. 9. Proiect de hotărâre privind însușirea contractului de prestări servicii artistice numărul 3349 din 8-3-2023 pentru evenimentul intitulat Ieroul din Tine. Domnul primar? Așa cum ați putut afla, pe data din 9 martie a avut loc un eveniment cu cel pe desfășura pentru elevii școlii gimnazial numărul 1 Gurabăi, cu câteva persoane cunoscute. Turneul a fost de timp motivațional, prin care i-am îndemnat pe copii să-și găsească abilitățile, vocația, talentul, să urmeze cursurile școlare. A avut loc în baza sportivă de la Gurabăi, termenul fiind foarte scurt, la data la care și eu, doamna director, am primit telefonul, până la data la care s-a realizat, n-aveam timp să fac o ședință de Consiliul Local, fapt pentru care astăzi vă propun însușirea contractului, pentru că, în fond și la urmă, e vorba de cheltuirea unor bani publici și doar Consiliul Local poate stabili oportunitatea acestei cheltuiri. Dacă nu aprobați, o să dau mai departe. Mă scrie la cuvânt? Spui la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind însușirea contractului pentru acordarea de servicii sociale cu domnul primar și culte. Mama Răniților este primăria, știți foarte bine, cei care în viața lor nu au făcut nimica, la finalul vieții trebuie să avem grijă de ei. Este legea persoanelor vârstnice, care ne obligă să avem grijă sub formele astea speciale. E vorba de un domn pe care nu-l cunoaște nimeni, poate cineva din cei din vârstă îl știu pe acest bărlan mil din Motocești, așa, care și-a făcut veacul, pe unul și-a făcut veacul și trăia tot țiganul, că de la Rădeanu au trăit în ultima perioadă. Îl stă chiar jos, nu stătea bunic, o copilul ăsta. Că cine trăia, dar nu trăia. Cum vă concluia? Era prieten. Și acum o ajuns la spital, o rămas poate de spital, eu făcut ăștia ce eu făcut acolo și bineînțeles că am primit două adrețe. Și da, nu mai am mișcat, să nici nu știu. 10 telefoane prin care a fost amenințat cu plângerea pe jură. Pentru faptul că l-am zis ca să moară. Acum am luat bătrânețe, dacă nu ai făcut nimic în viața asta și nu ai nici pensie, nu ai nici masă. Dar l-am făcut mai rău, l-am făcut la viață. Da, te ține primăria pe 2600 de lei într-un centru social care l-ați văzut la contract. Sunt obligați să identifică o soluție. Altfel nu se face plângere penală către Spitalul Municipal de Legi pentru nerespectarea prevederilor legii astea în sociale și legii persoanelor vârstnice. Consiliul Local, la fel... Face ajutor social și asigurat, fost văzut în spitalul când nu era. Ajutor social unde se fac? El n-are masă, n-are casă, nu știm unde este... Păi și are bulletinii Gurabăi, bineînțeles.
Nu se extract? Te montă și ești. Alea și mai era. Mai ai profundat. Mai mult, mult, nu o să mai duc, da? Asta de la 3 zile. Da, asta e legea. O să am unul în spital cu 3 zile. Nu sunt abia urmă de ori până am identificat o soluție. Am mai avut cazul cu el. Dar vom mănăstiri, trebuie să vorbim. Dați-i și o cameră aici sus. Păi, da, mă, da, mă, eu să fac, o să-mi fac la mine acasă, să eu. Păi, trebuie să o să-i dai, dar ce, dar nu-i să-mi fac nici acolo. Nu-i să-i pare normal, dar nu avem un lucru. Nu avem altă soluție. Pentru că altfel se va formula plângere penală către unitatea teritorială, pentru nerespectarea prevederilor legale și, sincer, să fiu. Deci, până la urmă... Până la urmă, primăria este, într-adevăr, un fel de mama tuturor. Nu, eu am altă părere. 2700 în fiecare lună? Primăria e foarte lună. 2600. Mă trebuie și dracu să vă dăuși de azi? Eu, băi, eu. Câți ani are? Câți ani are? Dar câți ani are? Lumea ca să vorbească liberturile. Asta e viața. Ce? Câți ani are? Are mai mult. Are mult 72. Este bolnav, din ce am înțeles. Dacă moare, e creier momentul ăsta. Primăria, da? A spus primăria. Primar, este... primar, preotul e preot. Deci n-are nicio treabă. Este ultima instanță. Primăria. Dacă nu era mai vorbătat. Cine-i face? O trei sau poate? O păi eu mă. Trebuie de asta unul care se poate colat și da. Nu știu, nu am obținut. Dacă vă puteți abține, când vine și-mi face plângere penală, eu sunt la procesul verbal de ședință. Nu știu, domnule. Un om de sub, de asta e democrație. Fiecare votează cum dorește. Păi nu știu cum. Dar ce vreți să fac? Eu sunt de acord că sunt niște bani. Și ce vreți să fac? Vreți să-l ținem, îl luați acasă? I-a dat 2600 lei. De acord. Ce spuneți, e just. De acord cu dumneavoastră, ești just. Păi nu am prins. Bun, și ce să fac? Pe eu mi-a duc la acest, mi-a duc ce-am luat aici, în față, mă de jos. Și nu am un 2, bine, Julia. Exact ce spunea Sandor. Păi da. Deci, unul muncește 40 de ani și are 1600 pensie. Da, de mai bine să... Să nu faci nimic. Bine, că nu-i dă lui. Nu-i dă lui. După, nu. Și se virează de către centru social. Nu știu dacă mai trăiește și avea doi băieți, unul tică și încă unul. Deci încercăm să identificăm rude apropiate pe care să-l obligăm prin instanță să aibă grijă de el. Nu îl vom ține 10 ani în centru, dați seama, e bugetul comunii pe... Pe șața bani. Știu, încerc. V-am spus, trebuie soluții deocamdată provizorii. Puteți să vă pronunțați cu un amendament până la sfârșitul anului. Până la moarte. Foarte bine. Că a spus până la moarte, m-a spus la bine. Tot până la moarte. E pus până la 70 de ani. 70 de ani. Ce? Dacă nu s-o omoră cu munca să o... Nu, e foarte bolnav. Din ce am de la spital, are o grămadă. Da? Eu făcut și pușcării, că nu m-au furat toată viața. Asta a făcut. Dar eu știu, să mai fac o fată, să duc la pușcării. Ce să ne fac dacă? Vedeți ce vorbiți, domnule. Mă, dar tu spui de ăla care a făcut pușcării din Mătăcești? Da. Domnul? Da. Noi, dar noi ne-am pus vărlan, geo sau cu vărlan. Nu. Noi cu ăsta să spune chiar jos, nu-i frumit de aia, unde ce-ai fi cu ea. Dacă considerați oportun, la proiectul de hotărâre, puteți introduce un amendament, cineva unul din consilier propune amendament ca perioada contractuală să fie până la 31.12.2023, să supune la vot, dacă se aprobă, așa va fi formula contractului. Păi noi ținem față viață. Până la șeștiu ani, eu știu, poate și revine, poate... Până la sfârșitul anului, până să găsești alta alternativă. Până să găsești o altă... Un domn consilier care îi propune. Da. Propune. Deci propun amendamentul ca proiectul de hotărâre să fie aprobat cu valabilitate de... 31 decembrie. Nu neapărat până la 31 decembrie, până să găsești o altă soluție Rudi, nu știu, altă soluție în ceea ce privește... Ce te-am secretar cu Mataliașul soluția? Păi la identificarea vreo soluție alternativă. A, pe perioada spitalizării trebuie să... Dar e plecat din spital. Plecat din spital.
E deja la centru. Da. Are o lună deja. Supuneți la urmă, dar nu ceva? Da, supun la vot cu amendamentul propus de doamna consilier Hrinache Viorica. Cine este pentru? Toată lumea. Împotrivă, abțineri? Mulțumim. Proiectul numărul 1. Ședinte, apelări, petiții diverse. Hai. Scoateți proiecte și ce este numărul 1? Scrie aici. Să scrie cineva? Da, nu poate ce. Eu am o propunere la diversă. Adică revin la o propunere mai veche. Doamne, haideți să strecăm WC-ul ăla din fața școlii la patinerie. Centrala, centrala este exact un WC-ul în fața casei. E în spate. E o temă de lucru, dar v-am spus, trebuie gândit cu cap, că după aia unde o pui, trebuie autorizație scir și rezumim, trebuie în gândire. Dar cum asta se verifică scir anual? Da, dar și regulă. Și vreți să stricați la școală? Locul e central. Și la școală. Centrală. Nu știu, la WC-ul de afară. Nu WC-ul, centrala, spune asta. Centrala. Păi da, dar nu centrala. Unde duci centrală? Un trebuie într-o laterală. Da, o mărizări, dar poate da. Turnați betonul în WC-ul, toți încălă WC-ul și mutați centrala acolo. Păi da, și să acoperă doar. La exterior. Da. Orice modificare aduci punctului termic, se face cu aviz. Facem așa... Nu, se parcurge tot spașii. Trebuie făcut proiect, trebuie făcut construcția autorizată, tot ce e nevoie, cum poate să facem una cum e la școala în Brava, din Panova, Sembeș, din ceva, să fie autorizată. Nu ne jucăm cu centrul. Așa, așa școala de la temelie cu cântec. Dar în ce aia n-a fost... Deci acum gândiți-vă că școala de la temelie nu are autorizat securitate la incendiu. Dar este o problemă cu centrala sau e doar de estetică? Este estetică. E urât. Să lăsăm să terminăm proiectul care avem deja derulat și să ne ținem cu banii acolo, pentru că nu confundăm nici banii acolo. Vreau să vă spun un singur lucru. Dacă ies o luăm așa, ne costă cam un miliard. Costă mult. Ne costă un miliard autorizația de securitate la incendiu. Dar acum aia trebuie. Și aia trebuie tot legatură. Am fost la ședință. Cu proiect. Da, pentru să creia un proiect. Deci, sincer, da. Aveți dreptate, da. Poate totuși se găsește o soluție. Aici nu pot să promit nimic, că pentru bit central, așa, așa, trebuie să o pe urmă pe asta. Pentru estetică, păcat, cu voți, vă rămică, nu știu ce, circulația viață pe acolo și apare. Dar nu știu ce s-a pus acolo la început. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să obținem autorizație de securitate la incendiu. Școala temelia este o temă de control. Și eu și doamna director suntem expuși unui amenzi de 50.000 de lei. E numit propriu. Pentru că școala nu are autorizație securitate. Iar s-o fac de la de încă o dată. Domnul secretar deja a luat problema la discuție. Este... reproiectare, nu? Da, trebuie să refac proiectul. Refac proiectul, este o singură doamnă pe Moldova care face, te programează la șpelul. Și nici dânsa n-a avut. Nu prea și-a dat așa acceptul, să spunem, foarte aglomerată, doamna Ghelă, dacă chiar nu. Da, da. Așa. Este singură pe Moldova, dar asta e o temă rapidă, iar ca să obții acea autorizație, vă spun că ne costă bănuți frumoși. Pentru că legislația așa, ISU-ul e foarte... împărligat așa, deci noi s-a dat autorizat, nu autorizat, aviz. Aviz de securitate la incendiu. A făcut doamna Gher la documentație, am dus și am avizat-o. S-a venit și a zis că să renunțe la planșeul de beton, să punem planșeul de lemn. Am venit, am făcut, când m-am dus acolo la autorizare, nu, trebuie din nou făcut alt proiect. Scenariul la incendiu. Când m-ați luat, domnul trebuie. Da, păi dacă vreți, atunci veniți, refaceți proiectul. Pentru că el a fost inițial cu planșeul de... Dar ei ne-au avizat. Dar nu le permite. Trebuie iarăși, din nou, deci... La momentul actual, orice modificare aduce unui proiect, se duce în tendă de reproiectare. Cam orice. Deci cam orice. Problema la școala TVL-a nu-i numai asta. Știți, poate vine că a fost și pe ani litigiu. Nu avem neapărat toate documentele. Trebuie să le procurăm, vedem hotărâri, ce s-au hotărât, ce nu s-au hotărât,
ce expertize sunt făcute, trebuie să o luăm, trebuie să o luăm la zero. Că acum am luat-o cu toate, ca să nu... Așa, trebuie să o luăm de la zero și cu școala tineria. Dar este o temă care nu suportă amânare. Deci, trebuie făcut ce? Primul lucru, v-a spus, identificăm soluții de finanțare a acestui, vedem ce presupune în bani, dar oricum, vă spun, cu o reproiectare cu avizii, se adună bani frumos. S-a dus nu cred că mai este necesar avize decât scenariul, deci proiectul se face și se duce la scenariul la incendiu. Deci fără celălalt, de când nu se eliberează certificatul urbanist sau ăsta. Deci scenariul la incendiu. Plus, fără el nu se face scenariul, nu se face fără proiect. Plus modificări care o să iei în ISU. Vrei de la aspersoare, vrei, trebuie să-i plătești ca să te autorizezi. Ieșire, altă ieșire, două ieșiri. Tot, de la difum, exact, v-am spus, cameră termică cu scanare la temperatură, depinde ce o să spună ISU că vrea. Aia poate să plece de la 100.000 și ca execuții poate să ducă la habar n-avem cât. Nu pot să vă spun cât costă. Dar riscul, a fost la ședință împreună și după cum urmează, îmi dau seama că o să vină și controlele. Și noi am mai fost controlați odată, dar a fost în 2020. Da. Preluasem mandatul atunci. Și i-am întrebat pe domnul la ISU, dar până în 2020, pe unde ați umblat? Că nu prea ați fost pe aici. Nu era drumul făcut de azi, a, da, și asta. Deci este dezavantajul pe unde. Chestia este că în materie de legi și legislații trebuie să fim foarte atenți cei care putăm această răspundere, pentru că lucrurile se rostogoresc peste ani. Și nu vorbim de un an, doi, trei. O semnătură pusă pe o hârtie se duce până în închizoche ca primar. Și nu cred că aș vrea să, cum să vă spun, vreau să dau capul liniște pe pernă și să nu fie probleme de genul ăsta, că poate în 2024 mai sunt sau nu mai sunt, eu nu vreau să mă pe nimeni prin tribunale. Nu știu dacă ați aflat, eu vă spun cu părere de rău și vă spun din tot sufletul. Sentința de la prejudiciu provocat la Rotunda din sentința penală din 2009 s-a răsfrâns în două. O jumătate asupra domnului Pașcu, o jumătate asupra domnului Mihace. Deci cei 2.600.000 care au fost imputați de cine imputat? Prin dosarul penal împotriva fostului, fost viceprimar și executantului, asta s-au învățit în două. 1.000.000.000 și dobândă legală fiecare. Moral nu este să plătească. Da. Moral nu este să plătească. Moral. Dar legal, legea nu te iartă. Ce ai semnat sau ce n-ai semnat sau ce ai făcut sau nu ai făcut acum 15 ani ca primar, răspuns până în închizor. Omori ce-o scăpat? Da. Omori ce-o scăpat. Părțile din dosar au scăpat. Instanța reține două culpe. O jumătate de culpă asupra domnului Pașcu, pentru că nu a pus în executare sentința penală cu privire la recuperarea prejudiciului, deși avea măsură stabilită în 2010 prin curtea de conturi, și sacea domnului Mihacea, pe care trebuie să dau o judecată ea, ca să recupereze prejudiciul, faptul că s-a prescris pe timpul lui. În decembrie, 6 decembrie, 2012. Reține domnul culpe. Domnul culpe. Inacțiuni în ambele. N-ai făcut, deși ai avut, măsură stabilită pe raportul de conturi, n-ai făcut și s-a prescris pe timpul tău, deși aveai la cunoștință, pentru că ai fost martor în dosarul penal și știi foarte bine de ce. Știți cine se bucură acum de chestia asta? Chiar nu. Vă spun eu și Liliana Ioniță, jurista care a fost acolo. Nu a fost chemată nici de care niciodată. Nu, care a fost acolo și centruasă, tot Mihal și afară, eu știu mai mult. Ea a sesizat. Ea a sesizat, s-a dus acolo și Mihal și-a aruncat-o afară ca pe o... Deci, ce? Poate nu lucruri... Nu, dar procesul ăsta n-a fost câștigat, dar a fost câștigat la fond. Și cine l-a deschis acum? Ca ordonator de credite, da. Conform articolul 297-298 Cod Penal, ai obligația să duci executarea până la ultima calitate a ta. Eu, dacă nu făceam apel, este inacțiune, neglijență în serviciu și abuz în serviciu, de la 2 la 7 ani și prejudicii imputa mie. Iar, să fiu sincer, eu în 2006 nu eram în primărie. Procesul a deschis Mihacea. Procesul este deschis de primar, eu am făcut apel. Pentru că așa procesul este deschis de Mihacea când a venit curtea de conturi și l-a strâns.
Eu eram atunci la primărie și m-am spus, Liliana Ioniță l-a sesizat, s-a dus cu hârtiile domnul primar, dar ce cu asta? Primarul semna niște hârtii unde era Viorica Enache, Viorica Bârlan. Și acolo cu atâta afară. Eu nu m-am băgat, am văzut treaba voastră, faceți ce vreți, eu nu eram cu hârtiile cu asta. Și atâta afară pentru așa și... Deci vorbim de fapt din anul 2006. 2006, rețineți. Da. De acolo au plecat. De acolo au plecat și pe 6 decembrie. Și, se termină, și nu se termină. Pentru că acum, în baza acelei sentințe de apel, în care scrie culpă, eu deschid încă o acțiune în pretenție și împotriva fostului primar Mihace. Deci, gândiți-vă câți ani se răsfrânge o hârtie semnală. Așa că, atunci când solicităm niște lucruri, hai să facem mai, hai să facem mai, hai să facem mai rapid, în primul rând, trebuie să vedem ce prevede legea. Trebuie puse sub formă legală. Trebuie pus în formă legală. Că altfel plătim din ies ochii din cap. Deci nu există că scăpi. Cel puțin ca primar. Ca următor de credite. Ce ai semnat într-un mandat, toată viața te va urmări. Deci toată viața te va urmări. Uitați-vă, ani și ani la 2006. Suntem în 2023. După 17 ani. Și încă nu s-a terminat. Da, și voi că la Târgoviște proces acum deschis în 2010. Deci, suntem în 2023. Tot timpul când hai să facem, trebuie să ne gândim că cineva răspunde, hai să o îmbrăcăm într-o formă legală, aș vrea ce spune legea, că, sincer vă spun, nu se merită. Familiile noastre, copiii noștri, nu merită să fie hăituiți prin instanțe și stat pe volul tribunalului și sechestru asigurator și etc. și amândâi ce durează mai departe. Eu sunt pus într-o postură foarte ingrată. Se încheie toate dosarele începute de Mihace, toate răzbunările personale. Dar, pentru mine, să știți că legea este lege. Și în clipa când mă duc acasă și pun capul pe pernă, eu trebuie să dorm. Așa că, indiferent cum percepe unul sau altul, pentru mulți primăria Burabăi a fost o joacă, pentru mine nu e o joacă, pentru mine e o responsabilitate pe care mi-am asumat-o, dar tot ceea ce se întâmplă în primăria Burabăi este sub condiții legale. Pentru că vă spun de la bun început, nu se merită pentru nimeni, pentru nimic în lume, să stai pe la tribunal, pe la holul tribunalului, să dai cu explicații de ce ai făcut așa și cum ai făcut așa. Deci, rugămintea mea e următoarea. Când spun, hai să facem ceva, hai să vedem dacă avem acoperire legală când facem ceva. Dacă așa spune legea, bună, proastă, cum e în țara asta, de obicei e proastă. Dar trebuie să o respectăm, că altfel stăm de la, parchet. Dosarul acesta a fost urmărit în integralitatea lui, a fost deschis pe vremea când era Parchetul Național Anticorupții și a fost urmărit până la soluționare. Nu poți să nu depui apel pentru că este abuz în serviciu. De ce nu ai depus apel? De unde știi că nu câștigi la apel? Dacă te prezentai în instanță și spuneai eu renunț, domnule, la judecată, că nu este vinovat, tot ce spui în instanță este înregistrat și consemnat în procesul verbal de ședință, inclusiv audio. Da? Toate astea își duc cursul mai departe. Deci, primăria, pentru cine își imaginează că e o joacă și ai trecut 4 ani, mai ești, nu mai ești, e o percepție greșită. Primăria este o responsabilitate. În materie de investiții, am dat drumul la licitația la extinderea de apă, pe deal, pe la capăta, pe unde nu ajunge, urmează să vină proiectul, să terminăm și Dumbrava și temelia odată cu această investiție. Lucrarea de pe mal s-a încheiat, o vede toată lumea, e în beneficiu tuturor locuitorilor, din informațiile pe care le-am în proiectul PNRR de amenajare a barajului Belci. O să mai vină o regularizare și în partea de amonte de pod. Amonte de pod, da. Deci o să mai fac o regularizare a postului de apă și în amonte de pod, un lucru ia binevenit. Acolo unde știu care e acolo. Da, toată zona, de la DIC, de la pot, că nu are cheltuit comună. Pentru DIC, niciun leu n-a cheltuit comună. Uitați-vă la cameră acolo. Dar fi de români au făcut. Un leu n-a cheltuit de la bugetic. 4 ani trebuia să dăm 16 miliarde. De aici la deal s-au cheltuit bani? De aici la deal. La monte. Lucrarea pe care o vedeți în avalul. Bugetul local al Comunii Burafăi nu a cheltuit niciun leu. Este făcută din bugetul propriu al anului în România. Și în 2019-2020, când unii domnul Orba și-a dat 16 miliarde,
Dacă vreau hârtiile și Dumnezeu, bine și sala de ședințe, nu suntem de acord. E adică s-a făcut și fără. S-a făcut, eu zic, e trainic, eu sper să mai consolideze puțin, sper să mai urce măcar un nivel, dar astea sunt discuții de principiu. Luni mergem la Bacău să depunem pentru obținerea certificatului de urbanism, emitem autorizația de construire, să ne apucăm de schimbat becurile, iluminatul public. Deocamdată ținem sub supraveghere alimentarea cu apă. Vreau să vedem rezultatele probei de presiune. Încă E.ON refuză să-mi încheie contract de furnizare, o să facă probe pe generator de curent. Să vedem rețeaua că stă în presiune, că bazinul se umple, așa, brașurile pot continua și sub presiune, nu este o problemă. Și cred că pe 6 iunie, când expiră autorizația de construire, o să fie apă pe rețea, în condițiile în care poate totuși piața energetică, pentru că motivarea e omului cu el. Este că nu știu prețul și că lipsă de cantitate energie în piață. Am făcut interpelare la Ministrul Energiei, aștept să-mi dea un răspuns. Până la urmă trebuie să-mi încheie cineva contractul. Pentru că asta e situația. Vor refuza și hidroelectrica, și RDSRCS-ul, și ENEL-ul, deocamdată, pe aceeași motivare. Că pentru primării și pentru mari consumatori, este o lipsă de energie în piață, cantitatea de energie în piață și nu pot asigura și nu știu să asumă fluctuația prețurilor. Eu am răspuns oficial. Dar totodată mi se pare un abuz să nu se refuse în fie contract pentru o instituție publică care va da apă. Ce înseamnă? Și nu-i mare consum de energie. Deci, până câte străi motoare, dar... El numere non-stop. Mai multe motoare am eu. El numere non-stop. Și primul, oricum numere non-stop. Deci numai în momentul când simți că... Când se dă plătitorul sub nu-i presiunea la nivel. Îi dă comanda plătitorul, ca atunci cu piața contactorului. O să fie, au fost niște greșeli de proiectare pe care le-am refăcut. La Căminul Cultural Dumbrava este lumină, am văzut becurile aprinse. Lucrează și o să fie bine și acolo. Ușor, ușor. Camerele supraveghere, suntem în aceeași fază cu contractul. Nu se încheie contractul primărie, din cauza lipsă cantitatei. Trebuie să închei contract ca să franșez camerele la părinte. Am făcut studii cu existență, ne-au avizat amplasamentul, ne-au nebunit, ne-au făcut. Din cauza faptului că este lipsă cantitatea energiei în piață, nu știu dacă te-a consumat niște camere, să fiu sincer. Dar dacă este lipsă energie în piață și nu poate să îndea 10 bani sau 20 de bani, cum fac camerele, de ce? Da. Deocamdată, E.ON este stat în stat și stăpân... Așteptăm fotovoltaice, la ce nu știu. Deci nu vor să încheie contract, este în aceeași fază. Deci, în aceeași fază, pe orice. La Iancu, la fel. Faptul că suntem primării, deși este o clădire obișnuită, nu închei. Ba mai mult decât atât, m-au pus să semnez că plătesc eu controlul, că n-am nici controle. Astea sunt lucruri care nu depind de mine, nu le pot controla eu. Nu le poate controla nimeni, nici măcar guvernanții, scăpați sub control din punctul meu de vedere. Singurul mod în care ai putea să strângi gureaua este modificarea legii și spui refuzul nejustificat de a încheia contract de furnizare energie electrică pentru utilități publice, constituie infracțiuni, frate. Și faci la 6, la 12 ani. Și atunci să vezi cum găsesc toți energia din piață ca să-ți facă contract. Până atunci, stau la telefon, 45 minute, domnul secretar de duminică, răspund și eu. Da. Este corect? Nu. Introduceți locul de consum. 9-9-0. Ați introdus 9? Este corect? Da. Vorbesc exact cum vorbiți și dumneavoastră, n-am număr scurt. N-am spus, ultima oară am stat 45 luni și am spus dacă îl prind pe unul de gât de la E.ON, oricum sare de pe pod. Răspund la tăi noi. La monumentul, la Pătrășcani. Deci, deocamdată cu această instituție, care am spus-o mai devreme, se lucrează foarte, foarte greu. Agențiile fac ce vor în România. Deci nu ai pârghi ilegală să-i constrângi. Deci nu ai pârghi ilegală să-i constrângi. Din păcate. Aceeași guvernanță. A început lucrul la monumentul la monumentul de la Motocești, a început lucrarea, a început lucrul la școala Pătrășcan, dacă ați trecut pe acolo în interior, urmează și celelalte școli. Așa cum v-am spus, am situația încasărilor pe la mine pe WhatsApp, o să vă pun pe grupul de consilier local, exact cum v-am spus, e 30 martie. Nu, îs 500 de mii încasați, din care jumătate este taxe de utilitate, pe care îi dăm și noi păstrăm. Gradul de colectare este unul foarte, foarte redus anul acesta. Eu cred, înțeleg, prețurile sunt
wow, mari, lumea tinde să-și țină bani pentru o mâncărică, pentru un transport, pentru așa, dar în ritmul acesta de încasări, pentru că până pe 30-31 martie se încasează bine, o să avem mari probleme la finanțat, cel puțin ultimele investiții pe care le-am programat. Foarte bun problem. Secretarul nu-și plătește. Foarte multe persoane nu își plătesc taxe și impozite. Drumurile? Ce mai știți? Drumurile au fost cu... Așa, au fost bine că nu s-au apucat. S-a anunțat o perioadă ploioasă, conform legii, stație de mixtură asfaltică trebuie să stea pornite, nu știu câte zile, 3 zile, dar să fie minim 5 grade timp de 3 zile. Nu vreau nici să-l forțez, vreau să termin cu apa. Este primul lucru pe care e așa. Drumurile se vor face 100%, cu cât reușesc să degrevez, mai am anumite lucrări de făcut pe așa, s-au mai gândit, bineînțeles, unii alții mai vor. Între timp mai vor. Și în motocie mai vor, și în plătirea, în plătirea nu ajuns încă. În temelia mai vor, azi o venit una, de-a lui mare ori. În Dumbrava la fel, încerc să-i capta la fel, încerc să-i, doamne, dacă e acum momentul. Hai să le punem în om de o grijă, știți cum, chiar dacă va fi nevoie și va fi nevoie de o suplimentare a raportului pe buget local, că ne apropiem de ultimele 100 și încă nu e intrat în plătinata. Așa, nu știu câte o să mai fie nevoie, o să facem o evaluare la vremea respectivă și o să suplimentăm în bugetul local. Mai sunt divranșat drumul județean din Temelia, drumul județean din Dumbrava. Am promis apă la fiecare, știți că asta e ținta. Acum, să fii bine, știți să nu fie rău, cum zice Iorica. Da, dar cât și-o durat, s-o acum s-o și consumi. Dar cum să consumi? Noi, 3-4 de locuri de apă. O familie consum, o familie care se respectă cu 10 metri, cu 10 metri, cu 10 metri, să consumi bine. Ceva deosebit? Da, deosebit. Frumos. A fost o muncă de 2 săptămâni. Am văzut, nu mi-a făcut o idee, am văzut undeva în trecere. Eu am fost cu ideea, băieții au fost cu munca. Nu pot să vă spun că m-a vopsit piatra aia, că piatra de aia nu se găsește de cumpărat. Piatra roșie, galbenă și albastră nu se găsește de cumpărat. Cât vreți mai departe, piatra aia s-a vopsit la mână. Marta a fost spălată și băieții cu mâna în betonieră au vopsit o roșie, galbenă și albastră. Livia a făcut rescrierea, au scris-o frumos, au scris-o cu perea și lefuit bichenii. Da. Tunurile împreună cu steagurile arată monument ale romului, românesc. Gardurile făcute în partea de spate. Te aduce și un tank la Dumbrava, în Ucraina. Monumentul la Dumbrava nu este făcut, nu este în domeniul public al nostru, nu știu de ce e făcut, cred că de preoți în interior, nu? Nu e făcut, deci nu e recunoscut ca aparținut. Sfântul Moldoștrei. Deci nu e în lista monumentului. Nu e în listă, nu știu de ce. Noi avem doar Pătrășcani și urmează să avizăm. Nu te-am zis doar. Să ai un act cu el. La monumentul la Dumbrava, stâlpii, lanțurile și cărțile din noi care s-au făcut acolo, s-au făcut la secție, la numărul. Da, frumoasă, e frumoasă și ideea cu cărțile. Da, s-au făcut la Oton. Următorul care o să fie, că e avizat de Ionce, este cel de la Modocești. Este recunoscut, o să fie recunoscut ca monument, trecut în lista monumentelor pentru erou. Și acolo, o să avansăm și cred că o să fie frumos acolo. Dar o să fie zonă turistică acolo, deci nu să nu a scăpat monumentul. Nu o să fie zonă turistică. Eu spun așa, ne-am făcut datoria, în primul rând. Toate administrațiile au promis că la duce pe erou. Toți, din 91 până în 2020, au fost subiect de campanie asta, că la duce pe Turturic. Eu, cu garantat, vă spun că la duc. Și o să fie frumos, o să fie înmormântat așa cum se cuvine, nu știu cum a fost înmormântat el. Poate l-a citit, l-a aruncat, are groapă, are... O să fie înmormântat, este un erou al comunii Gura Văii. E printre puținii,
cum spun eu, oameni din gura făiei recunoscuți la nivel național și ar fi păcat să nu-i, nu știu, să nu-i celebrăm, să nu-i comemorăm așa cum se cuvine. Atâtea generații au învățat la istorie, erau purpurică. O să aibă ocazia să-l vadă, să-l vadă, nu o să-l vadă fizic, dar o să fie înmormântat acolo și o să fie un monument făcut pe timpul nostru. Că nu-l să-l vedem. Da, o să-l vedem. Acolo, este identificat ca și cruce. Deci ca și cruce este identificat. Scrie pe ea, unde este rapla, numărul, rândul. O să aducem, o să fie frumos, tot consiliul local vă invit. Eu vreau să fie pe 25 mai de, din ziua eroilor. O să fie după, după amiază, după ce preoții ăștia în toate slujbe din biserică și mai mare județului să-și facă o depună pe oameni. O să invităm și la noi la gura lui să... O să fie un moment extrem de, zic eu, de plăcut și frumos. Și e unic în România, eu n-am mai auzit, să știți. Eu n-am mai auzit. M-am tot uitat, că eu vreau să vă spun, mi-am spart capul cu proceduri. A, ăștia un manual, nu am citit la școală. Vreți să facem ceva cu copii? Da. Chiar vă rog. M-am zis, dar am zis că o să, o să aduc uniforme pentru copii. Am vorbit deja la Bacău, din garnizoana, o să fie cu salvii din turme. O să fie frumos. Cum trebuie să fie, de altfel. Cum unde e tragic. O să dreptăm turnul despre clădirea de jos, de prima lume. Adică sunt domnul primar, adică sunt domnul să punem la numărul tot ca... Dar nu, domnul tătar, el e numai ipotet. La intrare în sală. El toate le avea, dar dacă mă întreba, unde să pun, spuneți dumneavoastră, unde să pun, mă bat. În fața primării, în fața bisericii. În fața căminului. Unii în miere. De asta vă spun, tot ce facem trebuie să aibă și acum. Ei se dau de la Ministerul Apărării Naționale pentru înfrumusețarea și ambientarea monumentul de război recunoscut și așa spune legea. Tu neavând monument de război recunoscut, eu cum să cer pentru ceva ce nu există? Nu mi-l dă așa. Am făcut și schițe cum le pun. Și ăla ai făcut degeaba acolo? Trebuie să ne interesăm. Puneți la intrare, nu vreau. Așa nu-i. 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 Așa nu-i